Elevii au finalizat vineri 25 octombrie 2024 cursurile primului modul al anului școlar 2024-2025, conform structurii stabilite prin ordin de ministru. Începând de luni 28 octombrie, copiii sunt în prima vacanță anului, care va dura o săptămână potrivit aceluiași calendar. Elevii și părinții trebuie să știe că vacanța de toamnă pentru anul școlar 2024-2025 are loc între vineri 25 octombrie, după terminarea orelor, și duminică 3 noiembrie. Al doilea modul de cursuri va începe pe 4 noiembrie și se va desfășura până la data de 20 decembrie, având o durată de 7 săptămâni conform programului acestui an școlar. Intervale de vacanță din acest an școlar sunt de sâmbătă 26 octombrie 2024 până duminică 3 noiembrie 2024, de sâmbătă 21 decembrie 2024 până miercuri 8 ianuarie 2025, o săptămână la decizia ISJ, în perioada 10 februarie 2 martie 2025, de vineri 18 aprilie 2025 până duminică 27 aprilie 2025, de sâmbătă 21 iunie 2025 până duminică 7 septembrie 2025. Pentru elevii de clasa a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar durează 34 de săptămâni și se încheie pe 6 iunie 2025. Referitor la elevii de clasa 8-a, anul școlar este de 35 de săptămâni și se finalizează pe 13 iunie 2025. De asemenea, elevii liceelor tehnologice și cei din învățământul profesional au un an școlar de 37 de săptămâni, care se va termina pe 27 iunie 2025. Pentru învățământul post-liceal, durata cursurilor este stabilită conform planurilor cadru educaționale în vigoare, în zilele nelucrătoare sau de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil, nu se organizează cursuri. Programul Național Școală Altfel și programul Săptămâna Verde se desfășoară în perioada 9 septembrie 2024-30 mai 2025, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite. La clasele din învățământul liceal, filiera tehnologică, și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, se organizează activități de instruire practică, urmând și scopul acestor programe.